Bună seara și bun găsit, doamnelor și domnilor. Așa cum spuneam sau cum știm, în fiecare vineri, începând cu ora 19, ne întâlnim pentru o oră de știri aici la Accent TV. Spuneam într-un sau în promoționalul pe care l-am făcut astăzi că, mă rog, am depistat eu câteva elemente principale din bunul mers al unei comunități sau... Da, exact. Bunul mers al unei comunități, al unei țări, al unei nații și așa mai departe. Ne punem întrebări în fiecare zi. Care ar fi drumul? Ce ar fi de făcut? Ce ar trebui să facem? Ce ar trebui să punem? Ce ar trebui să luăm? Și așa mai departe. Bun. M-am gândit că este bine să stăm de vorbă în această seară cu un om care cred eu că le-a văzut pe toate și a trecut prin toate, prin politică, prin parte de administrație, prin minerit și energie. Sigur, sunt multe alte domenii pe care nu le-am abordat și probabil că nu vom avea timp să le abordăm. O să-i spun așadar bună seara și bun venit domnului Ionel Mațo. Bună ziua! Bună seara! Mi-am împărțit emisiunea ca să ne fie mai ușor și să încercăm să atingem lucruri foarte clare în trei domenii. Administrativ sau politic administrativ, am zis să fie în prima parte, după care ne vom îndrepta spre minerit și energie. Sunt trei piloni importanți, cred eu, într-o comunitate. Să-i dăm drum. Să-i dăm drumul. Politică. De politic e legat absolut tot ce înseamnă bunul sau mai răul mers al unei comunități. Cum vedeți dumneavoastră clasa politică în acest moment? Ați activat în politică, ați activat chiar și la vârful politicii, da? Prin București, cu lucruri importante. Cum vedeți actuala clasă politică? Mie mi se pare, poate doar o senzație, că s-a degradat într-o perioadă relativ scurtă de timp. Până mai acum câțiva ani, 2010, 2011, 2012, cred că aveam oameni grei în politică, oameni al căror cuvânt conta și oameni care gândeau foarte bine. Mă uit acum, avem tot felul de chestii foarte subțiri. Cred că vă fac și o propunere așa. Vă rog. Încep cu o propunere. Vă rog. Una din problemele fundamentale ale lumii de azi este ceea ce se subsumează noțiunii de post-adevăr. Și în ceea ce privește oamenii politici, noi suntem în situația să ne uităm la niște imagini politice care nu sunt adevăratele imagini ale oamenilor reali. Omului real, da. Da? Asta ce înseamnă? Că inclusiv în toate aspectele care țin de personalitatea individualitatea unui om și mai ales în ceea ce privește acțiunile și inacțiunile lui, ce face și ce nu face, noi nu cunoaștem, sau o bună parte dintre noi nu cunoaștem adevăratele acțiuni, acțiunile care nu se văd, pe de o parte, și pe de altă parte de foarte multe ori nici scopurile lor. Atunci, și din acest punct de vedere, a spune despre unul sau altul din oamenii politici de astăzi că sunt subțiri sau că nu sunt subțiri e ceva mai e complicat. Relativ. Da? Și o să iau două exemple. Vă rog. Tăriceanu a fost în politică din 90. Da. A fost prim-ministru. Da. Da? E același Tăriceanu, vă spun eu care îl cunosc. Da? Da. E același Tăriceanu de atunci. Percepția dumneavoastră de atunci este era diferit. Ușor supraestimată, supraevaluată, poate chiar mai mult, nu chiar ușor, și acum probabil că e puțin subevaluată. Domnul Dragnea, e în politică de când se știe. Sigur, mai pe la partidul ăla, mai pe la ăla, dar în politică. Da? Poate că n-a fost mereu în prima linie a vizibilității. N-a fost în prima linie, da, da. Dar îl știm de prin 2012, e chiar un fel de vedetă, începând cu dispută. Dacă nu mă înșel foarte tare, domnul Dragnea a fost în PD, dacă nu mă înșel foarte tare. Da, da, până prin 2004-2003, nu mai știu, prin anii 2000. A fost deoparte la un moment dat. Nu, 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 pur și simplu când a venit PSD-ul la putere s-a mutat. Da. Da? Deci, e adevărat.
că au rămas acești oameni și pe vremea când ei erau în politică, chiar la vârful politicii, când era Tăriceanu prim-ministru, încă în țara asta era o grămadă de oameni mai grei din toate punctele de vedere decât Tăriceanu, care că au dispărut. Exista Năstase. Aia, vedeți dumneavoastră, Tăriceanu în perioada aia nu era o figură emblematică. Era prim-ministru. Era prim-ministru, dar aduce sigur, aduce aminte că avea în spate, adică în spatele lui erau, sau când vorbeau și... Nu, era lider în PNL, chiar era lider, era șef de partid, adică nu trebuie să facem... Sigur că pe lângă ele mai erau și oameni cu greutate, aia e altă discuție. Bun, dar discutam înainte de emisiune și facem această socoteală și în direct, ca să zic așa. Da. Situația este în felul următor. Față de 1990, avem în prezent cu 100 și a pornit, da? Cu 100 și ceva de mii de copii mai puțin născuți în fiecare an decât în 1990. Aproape jumătate din copii, 370 și ceva erau anii cei mai buni, cred, înainte de 90 și acum am ajuns sub 200 de mii. Din acești copii, 20% nu termină clasa 8-a. Perfect de acord. Din cei care termină clasa 8-a, de exemplu, promoția asta de acum, da, ea la naștere a numărat cei care au dat capacitatea acum clasa 8-a, anul ăsta. La naștere au fost vreo 220.000, aproximativ. Da? S-au înscris să dea capacitatea 152.000. Da? Da? Au participat, efectiv, au fost prezenți în sală, vreo 141.000. Și au luat nota 5, mai mult decât nota 5, 102.000. Deci practic, altfel, din 220.000... Am înjumătățit... Avem mai puțin de jumătate din 220-102.000 care au luat nota 5, ori să iei nota 5 la capacitate, trebuie să fii cât de cât alfabetizat, nu e vreo șmecherie la clasa 8. Exact. Da? Bun. 102.000 de oameni peste nota 5 se duc spre activități, licee și așa mai diferite, departe. Nu știu ce, da? Nu vă mai fac socoteala cât termin acum, că mă opresc aici, pierde prea mult timp. Din ăștia, când termină ei școala, când ies din școlarizare, că termină liceul, că termină facultatea, ce termină, aproape jumătate pleacă în străinătate. Jumătate rămân aici. Deci, din punct de vedere numeric, posibilitatea de a alege oameni în administrația publică, în conducerile firmelor și așa mai departe. Ați văzut că ăștia de la Apicola au dat anunț. Da. Că da. Angajează tot ce înseamnă funcții de conducere. E da, complicat da, da. Să mai angajezi acum. Da? Bun. Deci, odată numeric, avem o bază de selecție de vreo... Foarte mică, 50 de mii. 50 de mii, 60 de mii. Hai să luăm, să nu fie jumate, 70 de mii. 70 de mii. La nivel de țară, da? Problema, asta e cantitativ. Calitativ, situația este următoarea. Dacă facem o linie de notă medie, să zicem, cei care peste 5, nota medie e 7 și jumătate, da, să corect. Zicem, da? Și dacă avem 7 jumătate, jumătate sunt sub, între 5 și 7 jumătate, jumătate sunt peste. Da? Din aia care sunt peste 7 și jumătate, 70%, poate chiar mai mult, pleacă afară. Păi... Din aia care sunt sub 7 jumate, 70% rămân în țară. Deci, altfel spus, avem de ales dintre 70.000, dintre care vreo 50.000 sunt aia care au avut între 5 și 7. Corect. Ca să nu mai vorbesc că, de fapt, mecanismul școlii... Dar știți că e îngrijorător ce spune dumneavoastră. N-am terminat. Vă rog. Da? Și mai grav. Mecanismul școlii le permite și celor care sunt sub 5 să se ducă la liceu și după aia chiar mai departe. Da? Adică, altfel spus, să ia de la 102.000 care au luat peste 5 până la 141.000 care au intrat în sală. Deci, hai să zicem pe rotund, 40.000 de copii, da, care sunt la capacitate sub nota 5,
analfabet funcțional, vă rog să mă credeți. Nu spun nici ca să-i jignesc, eu spun, spun lucrurile astea cu, cu o durere uriașă. Da? Bun. Ei intră la liceu, după ce intră la liceu poți să intri la facultate și te trezești cu ei prin diferite împrejurări, da? Prefecți, secretari de stat care își pun nu știu da. Ce pe tricoaie. Da, pe tricoaie. Da? Etc., etc. Domnul președinte, dar e îngrijorător ce spuneți. Nu e îngrijorător, e dramatic. E extrem de îngrijorător. Domne, îngrijorător e... Eu revin cu întrebarea. Îngrijorător este un cuvânt care nu se potrivește. Printre altele, de asta vreau să vă propun să discutăm despre post-adevăr, da. Pentru că noi am deformat conținutul cuvintelor. Am început ca fiecare dintre noi să avem o altă reprezentare a conținutului cuvintelor. Când vorbim ceva, noi ne gândim că spunem ceva și celălalt care are altă reprezentare a conținutului cuvântului percepe cu totul altceva. Și din punctul ăsta de vedere am început să nu ne mai înțelegem. O să vă dau un exemplu. Vă rog. Eu n-am trăit în viața mea și am, cred că am citit câte ceva. Da? N-am văzut vreodată atâtea epitete, metafore, exagerări ca... În perioada asta. După, în ultimii 5 ani de zile. E adevărat. Nimic nu mai este normal. E adevărat. Da? Totul este excepțional, senzațional, fantastic, minunat, târâtă. Da? Și ca să nu mă leg de politică, o să dau un exemplu din fotbal. Fotbalul nostru este de cacao. Da. Da? Și e un cuvânt blând. Așa e. Da? E un fotbal de cacao. Suntem ciuca bătăilor, stadioane cu 200-300 de spectatori, ăia care sunt entuziași cum sunt la Craiova ajuns să reușești sau aibă o echipă, vedem ce e și acolo. Și acolo. Da? Și atenție că oltenii sunt mai focoși așa, da, de, da, da. Da, mai mânioși așa, sar mai, le sare buștarul mai repede. Ei, uitați-vă la comentatorii meciurile de fotbal. I-am ascultat. Da? La orice gol trece linia, mingea linia porții. Dacă te uiți cum trece, nu știu ce. Senzațional! Ce șut, ce gol, ce, extraordinar, da. Ce meci, ce nu știu ce. Da? Merge mingea așa. Dinamo Steaua, 3-3. Să dau 6 goluri, din care 5 greșeli grave. Eu am jucat fotbal în divizia B. Dacă cineva făcea greșel de la divizia B, da? Îl dădea afară de la serviciu. Îl băga mine în subteran. Eu am jucat la Minerul Motru, când juca prost, ne chema conducerea și ziceați la muncă cu voi în subteran. Așa e, mi-aduc aminte, da? Perioada, da? Bun. Da, da. Deci, dacă făceam greșel de genul ăla, da? Subteran scria pe noi. E, iese Pițurcă și le spune, zice, da, am avut noroc de 3... de 6 goluri, dar fotbalul modest și așa mai departe. Se uită ceva la Pițurcă, nu. Care totuși știe o țără fotbal și ca fotbalist și ca antrenor. Nu se uită nimeni, da? Ne uităm toți la comentatorii care sigur că trebuie să îi tragă cumva pe spectatori, pe telespectatori, să-i ademenească cumva ca să se uite, da? Pentru că de acolo vine publicitatea, banul, salariul și al lor și al altora și așa mai departe. Sigur, da? Dar, din punct de vedere al fotbalului, el nu trăiește decât prin post-adevăr, prin deformarea cuvintelor. Da? Minunat este Messi. Se pare, da? Se pare că ăsta e un sport la noi. E... Nu, nu e sport. Nu, de asta poate că merită neapărat. Deci, uitați-vă că nu numai în România este așa. Da? Peste tot. Cel care este exponentul planetar al post-adevărului este Donald Trump. Deci un om care să se contrazică mai mult decât Donald Trump, să-l facă cu oși cu oțet pe ăla din Coreea de Nord, pe care să spună că e cel mai bun prieten cu el, să îi spună Angelei Merkel și Germaniei că este dușman și după care să zică vai ce minunată e la Casa Albă și așa mai departe. Da? Nu vreau să mai spun cât minte pe acolo, pe la el, prin țară, cu justiția, cu... Bun.
Și da? Eu vă întreb pe dumneavoastră acum, care este mersul? Ceea ce spuneați dumneavoastră la început, mie mi se pare, eu am spus îngrijorător, e un cuvânt blând, exact așa cum a spus dumneavoastră. Există vreo modalitate de a ne redresa sau în ce direcție mergem ca nație, ca țară, ca eu știu? Bun, care ar fi nu, direcția? Nu se poate discuta în oră. Vă dau un exemplu. Vă rog. Da? Și țineți minte ce vă spun eu. Da. Astea trei notate. România nu poate să-și construiască grădinițe, școli, autostrăzi cât de cât. Da. Cât de cât. Decât dacă ajunge la vreo 7 milioane de muncitori. De plătitori de taxe și impozite. E adevărat. Da? Greu. Bun. La ora actuală avem vreo 5 milioane, dintre care la stat vreo 1.200.000, foarte mult. Deci ăia productivi sunt mai puțin. Sunt mai puțin, mai puțin. Da? Deci mai puțin de 4 milioane, vreo 3.900.000. Deci altfel spus, din 7 milioane ar trebui să avem 1 milion funcționari și 6 milioane ar trebui să avem muncitori la privat, care să producă plus valoare. Da? Din ăștia 6 milioane avem acum aproape 4, deci mai trebuie vreo 2 milioane cel puțin. Da? Îi avem în țară? Nu-i avem. Nu-i avem. Da? Și atunci de unde îi luăm? Pentru că dacă oferim cât de cât, așa cum e România, nu știu ce, dar din punct de vedere al pachetului financiar contabil, e destul de atractivă pentru a localiza aici anumite activități economice. Singura sau prima restricție acum este forța de muncă. Da? Drept pentru care, vă dau exemplu, ce a făcut guvernul ieri? Da. Da? A aprobat o cotă de 8.000 de străini care să vină în România. 4.000 cu contract de muncă pe durată nedeterminată, da? Permanenți, 4.000 detașați. Dom'le, 8.000 de muncitori. Închipuiți-vă că ăștia ar veni și cu familiile. Da? Și sunt și din zone în care dacă vine unul cu familia, vin vreo 4. Da. Da? În medie. Da. Deci dacă facem 4 robi, sunt vreo 30.000. Da. Da? Într-o tranșă. Eu vă asigur că nu-i puțin lucru. Da? Mă întrebați ce se întâmplă cu România. Da. Asta se întâmplă. Eu vă întreb, e foarte provocator ceea ce a spus dumneavoastră. Stăteam eu nu sunt Nu, 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 nu. Ceea ce a spus dumneavoastră... Nu vreau să provoc pe nimeni. Nu. Și nici să fiu catalogat ca provocator. Mă provocați dumneavoastră pe mine să duc discuția într-o altă zonă. Am stat zilele trecute și m-am uitat... complexul energetic Oltenia, o mare nebunie, salarii mici, nu mai știu ce. Bun. Și am analizat salariile lor. Știți care a fost la ce am raportat salariile minerilor? La salariile funcționarilor. Vorbeați de 1.500 de funcționari care în momentul de față și în ziua de astăzi câștigă mult mai bine decât ceea ce înseamnă mediul privat. Adică de acolo de unde produci tu plus valoare, ca să duci în domeniul ăsta administrativ, vedeți, spuneți de ce 8.000. Ne vin 8.000 de oameni de afară, da? Îi plătim cu salariul minim pe economie ăla care este 1.900. Noi îi plătim cu salariul minim pe economie. Bun, punem 2.000, punem 3.000, punem 3.000. În timp ce te uiți și dacă intri în orice instituție a statului, administrată de stat, o să constați că 5.000, 4.000 e un salariu micuț acolo. Bun, asta e altă discuție. E adevărat, e o altă discuție. Deci ne ducem într-o altă zonă. Mereu lumea amestecă lucrurile. Ne ducem, da? Într-o altă zonă, dar... Deci faptul că avem funcționari mulți cu salarii mari, foarte mari, din care a zis azi la ministrul finanțelor Teodoro Vizi, am văzut declarația, da? Foarte că dacă pleacă 20% nu se nicio simt, pierdere. Da? Eu zic de vreo nu știu cât timp, că dacă pleacă 25% nu e niciun fel de problemă. Așa e. Da? Și plătiți așa cum să plătiți. Și asta e o problemă care trebuie să facă analiza raționalizării statului român, care e o chestie complicată. E foarte complicată. Nu e complicată. E complicată că nu vrea lumea. Ea trebuie începută cu reforma administrativă. Fără să încep cu reforma administrativă, nu poți să știi pe adevăratele... În momentul ăsta am avea oameni capabili care să intre pe așa ceva? Sigur că nu. Sunt? Bineînțeles că sunt. România... Este, cum să zic, România este poporul, dar este, pot să spun și că este posesoarea unui popor, da? Care este foarte inteligent din punct de vedere al aplicațiilor practice. Asta foarte, foarte inteligent. Haideți să vă duc la nivel local și să transpunem ceea ce a spus dumneavoastră la un nivel local. Mă uit partide, PSD,
ce mai e, PNL, Balde, Pro-România și așa mai departe. Sunt lideri, sau mă rog, unele sunt pe cale de dispariție, liderii, dar te uiți puțin ce este în partea asta de jos, adică ce vine proaspăt acum. Constați că nu găsești foarte multe variante. Și vă dau un exemplu foarte simplu, mie mi-a venit în minte, PSD, marele PSD, care a ajuns să-și caute, mă rog, poate fi la nivel declarativ, să-și caute un candidat la primăria municipiului Târgu Jiu pentru că nu-l găsește în interiorul partidului. Nu. Poate fi o declarație politică. În legătură cu candidatul, vă referiți la primăria Târgu Jiu, probabil. Da, la primăria Târgu Jiu. A fost un exemplu care mi-a venit acum. În legătură cu candidatul PSD-ului pentru primăria Târgu Jiu, lucrurile sunt mai complicate, pentru că nu este vorba neapărat de faptul că nu există o persoană care să aibă calitățile unui lider, în primul rând este vorba de succesiunea Cârciumaru. Da? Cârciumaru a fost un primar, de cât? 16 ani. Da. Bun. Care și-a pus amprenta și asupra primăriei și asupra organizației. Este clar că nici nu e bine să mai fie un primar cum a fost Cârciumaru. Corect. Și să nu se supere pe mine, când vrea putem să stăm de vorbă, nici nu se poate. Da? Ei, plămada asta a unui alt climat în organizație post-Cârciumaru e o plămadă, e o transformare care trebuie produsă și PSD-ul, ca să nu se grăbească, trebuie să aibă el trebuie să aibă răbdare cu chestia asta, să știe să o gestioneze. A doua chestiune este că în PSD, după părerea mea, lucrurile sunt destul de complicate până când se tranșează lucrurile cu alegerile. Ori se fac, ori nu se fac și probabil că nici după aia nu vor fi foarte... Credeți că ar fi un moment, adică ar trebui tranșate? Din punctul meu de vedere, da. Cât mai repede. Da. Eu sunt la mine, deci PNL-ul la mine, da? Da. PNL-ul, băi, l-ați ales pe Orban, da? Dacă nu vă convine, dați-l jos. Dacă nu-l dați jos, cine nu e... Ăia toți care fac pe nebunii, că vor alegeri, care se duc pe la televizoare să-l înjure pe Orban, să nu știu ce. La revedere. La revedere. Adică lucrurile trebuie să fie simple, ori așa, ori așa. Băiatul scrie la Biblie. Da? Prima dată te chem pe tine și spun, bă, uite, am o nemulțumire, hai să vorbim. Poate greșesc eu, poate greșești tu, nu știu ce. Da? Văd că înțelegi sau nu înțelegi. Da? A doua oară. Te chem cu prieteni, adică cu organizația ta de sector, de ce ai pe acolo. Mă, oameni buni, hai să discutăm chestia asta, că nu e în regulă, da? A treia oară spun public la tot partidul. Bă, oameni buni, nu e în regulă cu ăla, da? Bă, dacă n-ai înțeles, scrie la Biblie. După asta, nu mai vorbești cu el. Păi dacă nu mai vorbesc cu el, cum să stai în partid fără să nu vorbești cu mine? Da. Da? Ori plec eu, ori pleci tu. Clar. Adică nu... Asta nu înseamnă că în partid nu trebuie să existe discuții, nu trebuie să existe păreri diferite. N-aș vrea să fiu un locul Terezei May la Brexit, da, ce e acum în Partidul Conservator și în general în Anglia și așa mai departe. Sigur, trebuie să-i lași pe toți să spună, să nu știu ce, dar da, în partid, după ce ai spus lucrurile astea, faci ca Boris Johnson, ministrul de externe, da, care vrea un Brexit dur. A văzut că nu se mai înțelege, că May, primul ministru, șeful ei, este de altă părere și a scris demisia, a plecat. Salutare, taică și noroc, ești pe margine? Poți să vorbești cât vrei de pe margine. Dar nu stăm cu mine la masă. La masa cabinetului stai cu mine, vorbim și după ce pleci de la masa cabinetului cu mine, te duci la presă și îmi spui ce tâmpit sunt eu. Mai avem puține minute și intrăm în publicitate. Dacă ar fi să facem o radiografie strict din punct de vedere politic în momentul actual a județului Gorj, a politicienilor sau a partidelor politice din județul Gorj, cum am face-o? PSD-ul în momentul de față, cum este ca partid în momentul ăsta? Din ce punct de vedere? Este un partid... PSD-ul avea tot timpul niște caracteristici foarte clare. Deci haideți să luăm așa. PSD-ul are președinte de Consiliul Județean. Da. Da? Nu că este cunoștință cu mine. Da. Da? Din punctul meu de vedere, cel mai ok de până acum. Da. Vorbim despre domnul Cosmin Popescu. Cosmin Popescu, corect. Da. Corect. Bun. Are o suită de parlamentari. Da. Da? Bun. Din punctul meu de vedere, cu două, trei excepții care sunt invizibili și incapabili să nu se supără pe mine, sunt totuși 2, 3, 4 oameni care se zbat.
iau primarii de mână, mai iau și oameni de afaceri, se duc cu ei la București, îi ascultă, le mai rezolvă problemele, uite, s-au implicat acum în ceea ce înseamnă CEO și așa mai departe. Nu le dau nume, că nici nu vreau să se supere, să nu știu ce, dar cred că toată lumea cam corect îi vede, da? Bun, și ca să nu se supere lumea pe mine, cred că în categoria asta, chiar dacă nu pe primul loc, putem să-l băgăm și pe domnul Cârciumaru. Da, ca să nu am, adică ce pot să spun că face și nu face, pot să spun fără probleme. Domnul Vișan l-a lăudat, apropo, foarte, a spus că este unul dintre parlamentarii care... Mă rog, nu, da, e treaba lor cum să laude, da, ei între ei acolo. Eu nu stau cu ei la masă, așa că da, am alte criterii, dar... A evalua. Evalua lucrurile. E, din punct de vedere al primăriei, lucrurile nu sunt în regulă din două puncte de vedere. Odată, nu au stabilit un pact solid ei între ei cu Romanescu. Deci totuși... Poate nici nu-și doresc lucrul ăsta. Păi, dacă nu și-l doresc, se întâmplă ce vedem acum. Păi, fac o opoziție. Ce opoziție? Nu știu. La ce fac opoziție? Vorba dumneavoastră, că nu prea au la ce să care e opoziția PSD-ului? Că vor să dea piața pe degeaba în continuare? Nu știu. Păi eu știu, vă spun. De ce nu vreți să vorbim? Care o... Da? Ce mai vrea PSD-ul la... Da? Că trebuia făcută, cumpăra terenul să facă parcare în spatele școlii generale 8 și în loc să-l dea... Acolo a fost o chestie de procedură. N-a fost nicio chestie de procedură. Puteau să stabilească orice sumă, chestiile un om de afaceri venea și o dădea în secunda 1. Nu e adevărat, aia e vrăjeală. Da? Chestiile de procedură sunt inventate. Ascultați-mă pe mine, care sunt maestru procedurist. Da? Bun. Bun. Au fost de acord, au cumpărat Casa de Cultură. Uitați-vă că stăm și ne uităm la ea. Nu e vorba că au cumpărat, au cumpărat. Deci, la Casa de Cultură, hai să o spun și pe asta, da? Mă rog. Casa de Cultură au luat-o... Cu mulți bani. Nu. Foarte mult. Casa de Cultură au luat-o sindicatele centrale, da, până 91-92, da, nu mai știu, da, când, da? Sindicatele centrale au făcut o firmă de persoane fizice, o asociație cu liderii de la centru, da, și au trecut casele de cultură de la sindicatele persoană juridică, da, pe asociația formată din persoane fizice. După ce au mulți ăștia, ce au mulți, prin 2006, nu mai puteau să le mai țină de la centru, a zis, bă, luați-le voi în teritoriu. Da? Și au făcut unii o asociație pe aici din vreo 3-4 oameni care au luat-o aia. Da? Ei au ținut-o vreo 10 ani. Au mulți. Perioada în care au produs vreo 100 și ceva de miliarde, nu pot să spun exact cât, da? Din care, da? N-au plătit niciun leu la stat. Au produs datorii la stat de 22 de miliarde. Da? Și acum vine primăria și în loc să le dea băieților să ia-ți, bă, 22 de miliarde, ia banii și du-te cu ei la finanțe, depune la finanțe și plătește-ți datoriile și după aia să fii sănătos, da? Le dăm 40. Le dăm 40. Adică le mai dăm vreo 15-17 miliarde în plus, care unde se duc? La alta asociație, da? Stabilită de cine? Tot de aia trei. Păi vedeți și aici, da? Eu de-am... Și scuză-mă, da? Vă rog. Îi vorbesc acum unuia dintre cei mai importanți oameni din Târgu Jiu cu care am discutat chestia asta și mi-a spus în felul următor. Lasă, domnule, ce te mai uiți? Bine că au luat-o, că ne chinuim de când... Sigur că e bine că au luat-o, da? Dacă n-ai luat-o în condițiile astea, pentru mine nu este suficient. Pentru că acum va trebui iar să faci un program, iar să te duci la buget ca și cu stadionul, iar să ceri 20 de milioane, ca să-i mai dai... Pentru că dacă nu spunem acum... Așa. Bă, ai dat 300.000, 400.000 de euro de amoaca, data viitoare o repar pe asta și o dai altuia, tot cu nu știu câte milioane de euro, tot de amoaca. Bă, fraților, trebuie să înțelegeți că dând de amoaca, da, o să rămânem de amoaca. Bă, e clar, deci nu se poate altfel. Păi, de fapt, am și rămas de amoaca. Uitați-vă ce se întâmplă la noi. Ce să vă... Bun, eu... Sunt puțin vehement pentru că mie mi-a ajuns aici. Eu nu mai înghit, gata. Totuși, nici actualul primar, v-am ascultat într-o emisiune și a spus că dumneavoastră o să începeți să le evaluați după un an. Încep de azi. E perfect. Atunci începem după publicitate, da, cu evaluarea. Mulțumesc tare mult. Revenim imediat cu evaluarea primăriei activității după publicitate. Dolce Vita. Dolce Vita Summer Fun.
Dolce Vita. Piscină modernă cu apă filtrată și tratată cu cea mai nouă tehnologie. Bar, restaurant, pizzerie, gelaterie, muzică de ambianță, atmosferă de vacanță. Complex Dolce Vita. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseriașii știu de ce. Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC. Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto, program flexibil pentru orele de conducere, consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis? Alegerea este a ta! Hai la drum cu Auto TNC! Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi totul este mai simplu, pentru un succes garantat. Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050 111. Poți să pleci la drum fără griji. Automobil Clubul Român, lider pe piață în asistența rutieră din România, îți dă toate motivele să-l contactezi. Sună oricând ai probleme. Vino în marea familie a membrilor ACR și beneficiezi gratuit de asistență rutieră non-stop, depanare și tractare în România gratuit și oriunde în lume, reduceri de preț la combustibilii auto, reduceri la școala de șoferi ACR, permis internațional de conducere și carnet de trecere prin vamă, cartea de salvare la bord. Cu ACR ai concediu fără griji, mobilitate nelimitată, garanția sosirii la destinație și apartenența la un prestigios club auto. Te așteptăm la ACR, strada Victoriei, vis-a-vis de magazinul Parângul, sau la numerele de telefon 021-222-2222 sau 0745-382-772, apelabile non-stop. Dragi cumpărători, Pomadil vă așteaptă de acum și la magazinul din zona Păltiniș, cu produse alimentare și nealimentare la prețuri mici. Pentru amănunte ne puteți contacta la telefon 0756 112054. Vrei să ai tâmplărie PVC de calitate? Atunci nu mai sta pe gânduri. Alege Cipribon. Cu o experiență de peste 10 ani în domeniul tâmplăriei PVC, Cipribon dispune de o linie tehnologică proprie de producție, echipată cu aparatură de ultimă generație. Cipribon vă pune la dispoziție o gamă largă de produse și servicii de calitate la un preț competitiv. Folosim profile Rehau și Vivaplast, feronerie Roto și GU. Producem și comercializăm sticlă bombată. Oferim transport și garanție la lucrare. Ne puteți găsi în Târgu Jiu, pe Alea Digului și în strada Victoriei numărul 159, vis-a-vis de liceul numărul 2, sau la numerele de telefon 0762-259083 sau 0762-259084 sau pe site-ul www.cipribon.ro. Cipribon. Calitate înainte de toate! Colegiul Tehnic numărul 2 Târgu Jiu vine în întâmpinarea dumneavoastră cu oferta educațională 2018-2019. Învățăm în liceal de zi, filiera teoretică, profil real, specializarea științele naturii, o clasă, filiera tehnologică, profil resurse naturale, domeniul protecția mediului, tehnician ecolog și protecția calității mediului, o clasă, profilul tehnic, domeniul electric, specializarea tehnician electromecanic, o clasă, domeniul electronic automatizări, specializarea tehnician de telecomunicații, o clasă. Învățăm în liceal, continuare studii după
după absolvirea școlii profesionale de 3 ani, filiera tehnologică, domeniul electric, specializarea tehnician, electrician, electronist auto, filiera tehnologică, domeniul turism și alimentație, specializarea tehnician în turism, învățământ post-liceal, profil tehnic, școala post-liceală, tehnician echipamente periferice și birotică, o clasă, asistent medical de farmacie, o clasă, învățământ liceal cu frecvență redusă, filiera teoretică, profil real, specializarea științe ale naturii. Colegiul Tehnic numărul 2 Târgu Jiu, un pas inteligent spre viitor. Am revenit la ora de știri. Invitatul meu de astăzi este domnul Ionel Manțog. Spuneam că, sau spuneați că de astăzi o să începeți să vorbiți despre ceea ce se întâmplă la primărie, despre actualul nu, primar. Nu, în general. Am zis că o să vorbesc azi despre primărie și primar vis-a-vis de chestia cu operele lui Brâncuș. Vă rog. S-a dus un ziarist, a făcut un filmuleț. Corect. Toată lumea am văzut că sunt plin de o vegetație, ce-o fie aia, lichen, mușchi sau nu știu ce, eu cam știu ce este. Și am așteptat să vedem o reacție la ziariștea. Da? După ce primarul a zis că a făcut cineva un referat pentru biocidare, s-a demonstrat că nimeni n-a făcut niciun referat, deci prima chestie e că nu era informat pe temă, ceea ce e posibil, pentru că paleta e mare de... Corect. Așa, după care, așteptarea, ok, v-ați lămurit, acum hai să vedem, faceți ceva sau să nu faceți. Și reacția generală, pornită de la directorul centrului Brâncuș, este că avem un contract cu o universitate care face niște măsurători și a intrat în ultima perioadă a contractului de 6 luni, în care pe baza măsurătorilor trebuie să ne facă un proiect de intervenție, ce trebuie să facem noi acolo. Și deci aflăm că de fapt 6 luni de zile o să stăm cu mușchiul... Cu același lucru. Pe chestia aia de acolo. Ceea ce pentru mine este halucinant. Da? Ca să nu rămână domnul primar singur, într-o conferință de presă a Ministrului Culturii, da, îl întreabă cineva ce se întâmplă cu opera de la Târgu Jiu, ăla nu zice nici da, nici nu, zice mulțumesc, vă doresc cu weekend plăcut, a închis și așa a plecat. Bun. Eu care n-am făcut mai mult decât liceu, așa, da, am făcut un liceu bunicel, mi-am adus aminte că am avut și ore de geologie un an de zile, bă, hai să vedem ce se întâmplă acolo. Nu prea mă aminteam, am uitat o grămadă de lucruri, dar m-am băgat pe net acolo, nu știu și ce. Și găsit. De fapt, nu m-am băgat eu pe net. Am sunat o prietenă, profesoară de biologie, dar, băi, zi-mi și mie unde mă orientez, cum să mă orientez. Și mi-a trimis aia, mi-a zis, intră, caută pe nu știu ce, și am găsit lucrarea, teza de doctorat a unui profesor de la geologie, care tratează exact chestia asta, la ce sunt expuse monumentele de for public din diferite tipuri de piatră, care stau în aer deschis, da? Ce degradări sunt, printre care inclusiv astea care sunt cu agenți biologici. Da? Gen chestia aia de acum. Pentru toată lumea. Eu am citit-o de 2 ori. Rezumatul care e pe net. Am de gând să cumpăr și lucrarea, că mi se pare că a scos și o lucrare. Domnul primar de Târgu Jiu, care răspunde de operele lui Brâncuș, chiar dacă n-a citit în viața lui, ca mine, ceva despre ce tratamente, care sunt riscurile și ce tratamente se aplică, el trebuie să-și dedice o zi, două, trei, cât îi trebuie, să citească această lucrare. Dacă nu face lucrul ăsta, orice discuție a lui în calitate de primar, pe subiectul ăsta, cu prestatorii de servicii, oricare ar fi ei, profesor universitar, ce ar sunt fi, lule. Este imposibilă. Corect. Da? Deci eu, da? Și mă rog, poate că Marcel e mai tânăr, o fi mintea mai ageră la el, acum cine știe, nu știu ce, dar eu am găsit acolo o grămadă de lucruri, formule chimice și așa mai departe, pe care le-am uitat și a trebuit să le reactualizez, bă, parcă e carbonat de calciu sau parcă e aia, nu știu ce, dar totuși
bă, dar mai țin minte bine, am căutat repede ce e fiecare și așa mai departe. Deci odată a trebuit să mă actualizez niște cunoștințe, al doilea lucru, am găsit termen despre care n-auzisem niciodată, nu știam să-i definesc. Am intrat pe dicționare repede, nu știu ce, ca să pot să ce vorbim înainte despre adevăr. Foarte, e foarte interesant ce spuneți. Și bun. Vă rog. Concluzia care este de 3 zile, da? Toată lumea tace ca... Ba mai înainte de a pleca la, spre emisiunea noastră, era pe la o emisiune, erau doi băieți la o emisiune, la un post de radio, care și propuseră să vorbească cu domnul primar de Târgu Jiu. Și bineînțeles, domnul primar de Târgu Jiu răspunsă. Da, pe subiectul ăsta. Deci dacă cineva crede că putem să stăm 6 luni de zile sau încă un an fără nicio biocidare, sau fără să primim explicația de ce trebuie să stăm cu mușchiul acolo, da? Din punctul meu de vedere, se înșală. Drept pentru care am rugămintea la domnul primar să caute ce am căutat și eu sau altceva și să ne dea un punct de vedere la, sau dacă nu, să-i sune pe aia care au contract sau dacă nu, pe profesorul care este pe net, pe care l-am găsit eu, care sunt convins că dacă îi dă un mail sau un mesaj pe telefon, îl sună el de drag. Eu mă duc într-o altă zonă și vă spun așa, sau vă întreb pe dumneavoastră, dacă nu ai o aplecare pentru fiecare element din ăsta pe stop, care îl găsești... Stop, da? Da. Deci trebuie să înțelegeți următoarea chestiune. Pentru noi târgujienii, care suntem, vedem toată ziua chestia asta, da, care e calea eroilor, a devenit o chestie importantă. Da, da? Rutină. Oamenii chiar, corect, sunt cumva agresați, că eu tot vorbesc de toată ziua vorbim despre la fiecare. Exact. Da? Bun. Și lucrul ăsta pot să-l înțeleg. Pentru primar, da, el poate trata Brâncuș cu rațiunea, gândindu-se ce trebuie să facă, sau cu sufletul. Om întreg nu este niciodată unul care tătează lucrurile numai cu rațiunea. Pentru că, printre altele, întotdeauna rațiunea va avea o cale care se desparte greșit. Numai sufletul te îndeamnă să faci alegerile corecte sau, dacă nu, pe care poți să le suporți, pe care după aia nu ți le... Da? Ei, un primar care vede că s-a pus mușchiul pe, da, operele alea și n-are un sfârâit în inimă, are o problemă. Are o problemă. Asta voiam să vă întreb eu. Deci, dumneavoastră, o concluzie foarte importantă pe care eu am tras-o de la dumneavoastră este faptul că dacă vrei să fii primar, da, trebuie să vrei să cunoști toate problemele astea. Adică dumneavoastră v-au luat 3 zile, da, să stați să studiați subiectul ăsta ca să puteți discuta despre el. Orice domeniu pe care te apleci, adică dacă ții câte 3 zile pentru fiecare domeniu, cred că ai cunoștință să intri în fiecare domeniu. Abia atunci poți, și nu mă refer aici numai la primar. Primar, președintele Consiliu, adică cei care dețin funcțiile importante. Pentru că am auzit de foarte multe ori scuza. Domne, n-a condus niciodată. Domne, vine din nu știu ce. Domne, vine din minerit și el a ajuns acolo. Deci domne, ascultai. Deci dacă vrei să te apleci pe ceva, ai șansa să te apleci și poți să cunoști. De multe ori mai zic, eu am făcut, eu am fost și nu știu ce, nu-i frumos. Da? Pe de altă parte, dar pe de altă parte, de multe ori mă dau exemplu și negativ. Și pozitiv. Da? Așa, pentru că e cel mai simplu să vorbesc despre mine, că nu mă înjură nimeni. Mă înjur eu acasă în oglindă, eventual. Da? Da? Dom'le, eu am fost un copil care a făcut primele 2 clase într-un sat cu 30 de case, da? Într-o singură clasă în care eram toți copiii de la 1 la 4, primele 2 clase. La lampă, curentul s-a introdus în 1984 și eu am făcut școala în 62, nu știu cât. Da? După care m-am dus la școală la Motru, am făcut școala la Motru până la 8 clase, am dat la liceu și așa mai departe. Părinții mi-au dat ce au putut să mi-ai dea, dar formarea mea se datorează mai mult societății decât părinților. Și părinții mei știu și ei chestia asta. Adică învățătoarei mele, profesorilor mei, echipe de fotbal în care am jucat și așa mai departe. Și așa. Da? Întotdeauna când am plecat și am făcut saltul, m-am dus într-o lume
care mi-a fost necunoscută. Mereu a trebuit să învăț. Când am plecat de la Motru și am venit la Târgu Jiu, a trebuit să învăț. Când a trebuit la Târgu Jiu, m-am dus secretar de stat, v-am mai povestit, cred că, lucrul ăsta. Am avut o discuție cu Berceanu și a zis, bă, tu nici străzile nu le știi pe București. În primul rând învață străzile și în al doilea rând vezi că aici sunt legături. Unii au legături cu alții. Trebuie să vezi care cu care, care e nevasta lui ăla, care e copilul ăla, cu amante, cu toate chestiile care sunt, dacă vrei să reziști pe aici, că altfel nu reziști, da? Deci vorbesc de aspectele de cancan, nu mai vorbesc de lucrurile care țineau de meserie, care oricum erau mai cunoscute, da? Erau o grămadă de zone, relațiile cu celelalte ministere, care chiar și mie mi-erau necunoscute. Am făcut liceul real și am dat la facultatea de drept, care era specific umană. Am terminat facultatea de drept și am lucrat jurist până prin 90, după care din 90 am fost pe un sfert de jurist, că în restul le-am făcut pe toate. Da. Am făcut resurse umane, am făcut comercial, am făcut financiar contabilitate, adică în sensul că am făcut, în sensul că am muncit efectiv și am fost și director de... Că am fost și director de resurse umane, am fost și director economic, am fost și... Ce brânză, deci până la urmă nu există scuză în momentul de față că nu cunosc. Nu. Deci dacă îți place ceea ce faci și dacă vrei să ai convingerea faptului că tu acționezi în cunoștință de cauză și după tine rămâne ceva, o faci pe nesimțite. O ultimă întrebare în domeniul ăsta, după care aș vrea să vorbim și despre minerit și energie. Domnule președinte, avem prefect? A, nu mă puneți să comentez lucrul. Nu, vă întreb. Nu. Dacă avem prefect, președinte de Consiliu, sau dacă avem o conducere... Că vreau să spun ca să audă și domnul prefect, eventual. Nu știu dacă are el interes să uite, dar poate îi spune cineva. N-am avut niciun fel de relație, nici bună, nici proastă, cu domnul prefect și la mine o relație neutră este o relație absolut politică. Nu, e o relație politicoasă de societate, corect, cum trebuie, fără nimic urât sau rău în ea. Cred că o perioadă s-a uitat la mine pentru că era în altă gașcă decât Cosmin Popescu, da, și s-a lămurit că nu e nicio chestie. Cosmin e pe drumul, pe picioarele lui. Da? Nu-l influențez eu în una sau în alta. După care am avut o ciocnire cu ordinul ăla celebru, cu ținutele. Da. Da, pe care eu l-am contestat în instanță și a fost foarte nemulțumit și trebuie să recunosc că vorbind la telefon cu cineva din prefectură pe care îl cunosc, cu care îmi permiteam, apropo de sloganul ăla cu mașina, da, că limbajul dintre noi, când vorbim, noi suntem ipocriți, că de câte ori folosim noi, majoritatea dintre noi, sigur, cei care se uită la noi acum, niciunul nu folosește, numai noi. Da? Așa? Am vorbit un limbaj mai... Adică, bă, chiar ordinul ăla era o mizerie, da, permit să zic mizerie aici, că altfel, da? Nu mai... Da? Bun. S-a simțit lezat, l-am lăsat în brânză și de ordin și de contestație, nu m-am mai dus, nici nu știu dacă mi-au dat hotărârea, dar nu mai știu, n-am mai primit-o, n-am făcut niciun fel de chestie. Mă rog, și el a înțeles și a lăsat-o moartă cumva, el a mica înțelegere acum și așa mai departe. Dar, mă rog, de atunci n-am nimic cu domnul prefect, nu vreau să comentez. În ceea ce privește lucrurile astea, o să dau un mic exemplu care ține la oameni, în ceea ce privește pe Hagi, care cumva are legătură și cu Dăncilă și cu ăștia care, inclusiv eu de multe ori, care mai facem greșeli de vorbire. Din necunoaștere, din viteză, din oboseală, din multe lucruri. Greșelile au multe cauze. Deci Hagi, cu adevărat, nu are o limbă română strălucită. Da. Da? Pare chiar că se exprimă greoi, da? Face corelații, nu știu ce. Cine e atent cu Hagi vede că de fapt lui merge mintea mai repede decât gura. Da? La el nu e o deficiență de înțelegere a lucrurilor despre care vorbește, nu. Pur și simplu a lipsit la lecția de... Ca să poți să faci lucrurile astea care îi lipsesc lui Hagi, ar trebui să faci o țară latină în școală. Da? Latina te disciplinează în limbă. Da. Da? Legătura dintre logică și limbă. Da? Fără latină e mai complicat în ziua de azi. Bun. În schimb, Hagi, când este să vorbească despre fotbal, cu greșelile, nu știu ce, toți înțelegem exact ce spune despre fotbal.
Așa e. Da? Da. De ce? Pentru că el are o logică interioară pe care noi o vedem dincolo de cuvinte. Așa e. Da? Da. Ei, băieții ăștia toți, inclusiv, da? Eu iert de 7 greșeli pe zi. Dar să văd că dincolo de greșeală, văd logica interioară și înțelesul, rotunjimea cuvântului, a noțiunii, a conceptului, a ansamblului de concepte și mai departe și înțeleg. Da? Problema mea este că după ce că fac greșeli, nu înțeleg nimic. Da. Ideea era, eu unde voiam să mă duc întrebarea, avem prefect, avem președinte de Consiliu, avem primar. Avem. Avem. Dar nu e suficient. Nu e suficient. Ce să mai și cunoască exact nu ce, ce spuneați dumneavoastră. Nu, adică nu, trebuie să pună mâna... Nu, de-aia l-am dat exemplu pe Hagi. Da. Da? Trebuie să facă. Trebuie să facă. Da, eu am mai spus la o emisiune. Domnule, cel care sunteți directori, președinte de Consiliu Județean, prefect și nu știu ce, trebuie să faceți. Cei care vorbiți, fie explicându-ne, fie argumentând, fie scuzându-vă și așa mai departe, nu sunteți buni să ocupați aceste funcții în care trebuie să faceți. Da? Dacă vă place doar să vorbiți, duceți-vă, fiți profesor la liceu. Veniți în emisiune. Da? Veniți în emisiune ca mine. Eu trebuie să fac un maraton cu dumneavoastră pentru că sunt foarte multe lucruri pe care nu le pot dezvolta, că nu avem timp. Și trebuie să facem un maraton. Vreau să ne ducem neapărat și la Complexul Energetic Oltenia. În câteva cuvinte vreau o radiografie a dumneavoastră, o să încerc să-l iau într-o legătură directă și pe președintele Consiliului Director, pentru că a apărut tot felul de nebunii acum, cu modificări pe organigramă, cu știți, în urma a ceea ce s-a întâmplat săptămânile trecute și poate reușim să ne clarificăm eu știu, să ne clarifice dumnealui în câteva o radiografie a complexului energetic. Nu, nu vreau să fac radiografie. Poate încercăm să intrăm în legătură cu domnul Boza. Nu vreau să fac o radiografie. Am promis că despre ce o locul unde eu mi-am petrecut toată Corect. Activitatea da. 30 de ani de muncă, 35 de ani de muncă, n-am plecat de acolo. Da. Deci am început la Motru, am terminat la Târgu Jiu. Da. Sau mă rog, la Turcieni unde am terminat. Nu o să vorbesc niciodată. Am spus că vorbesc și am spus deja două lucruri. Atunci când mi se pare că trebuie ca cineva să vorbească, să tragă un clopoțel, un semnal și de alarmă. Și avizat. Da? Nu neapărat avizat. Păi aveți o viață acolo. Sigur. Cunoașteți, na, cunoașteți multe lucruri. Adică... Și da? Din punctul ăsta de vedere, problema fronturilor de lucru a expropriilor este... Problema care de data asta este recunoscută public. Da. Eu am atenționat multă lume, după care și în public, despre ea acum mult cu ceva timp în urmă. Da? A doua chestie despre care iar am vorbit în particular cu multă lume, am spus-o public acum două, trei, o săptămână, nu mai știu cât, este problema structurii tehnice a companiei. Deci la o producție de 22 de milioane de tone, nu se mai pot menține în funcțiune 60 de utilaje. Deci este anormal să lucrez sâmbătă și duminica. Pe de o parte, iar pe de altă parte, atunci când lucrez, să lucrez cu niște capacități orare și cu niște realizări metri cub și tone pe schimb sau pe oră sau cum vrei să le măsori, mult mai mici decât făceam acum 10, acum 5, 7, 8, 10 ani în urmă, deci cu involuție. Și din punctul ăsta de vedere trebuie rezolvat. Deci este vorba de performanța tehnică a companiei care trebuie regândită integral. Înseamnă un program absolut cuprinzător, pornind de la partea de investiții, da, pe tot ansamblul companiei, care sigur, probabil că cei care sunt acum la conducere știu de el, îl au în vedere sau nu îl au, e treaba lor, nu e treaba mea. Ați pomenit de organigrame, am spus iar într-o emisiune, tot așa, văzând că de foarte mult timp nu se întâmplă nimic, odată cu 2012, cu nefericită aducerea lui Răuț la Direcția de Resurse Umane, s-a produs un dezastru în companie. Organizare, da? Și nu numai organizare, în raporturile dintre oameni. Deci toată țesătura socială
da? Care duce la atașament față de muncă, față de companie, etc., la vorbire, interacțiune, lipsă de dușmănii. Nu vă dați seama cât de tare se pot sabota doi electricieni sau doi directori sau doi șefi de sector între ei acolo care au, sau chiar pe același sector, dacă sunt pe schimburi diferite. Lucrurile sunt destul de complicate într-un colectiv de zeci de mii de oameni, cum era atunci. A fost o experiență nefericită care trebuia cumva corectată. Dacă s-a început acum... Îl avem la telefon pe președintele Consiliului Director al Complexului Energetic Oltenia, domnul Sorin Boza. Probabil că a și auzit o parte din ceea ce a spus dumneavoastră. Bună seara, domnul Boza. Bună seara, domnul Moșcaru. Bună seara, domnul director. Invitatul meu, domnul Ionel Manțoc. Da, probabil că l-ați recunoscut. Am auzit bine și persoane care cu greu se poate confunda. Respect, domnul. Bună seara, domnul director. Bună seara, cu respect. Am încercat să intrăm puțin în complexul energetic Oltenia. Și de ce am încercat puțin? E adevărat, nu avem foarte mult timp. Am auzit comentarii de când m-a pus colegul meu, m-a sunat. Sunt totul de acord cu domnul președinte. Aș avea o singură remarcare la afirmația pe care a făcut-o dumneavoastră. Că performanța tehnică a utilajului este parametrul care trebuie să conducă o carieră. De acord, și voi recunoaște că industria care am venit, acesta era principalul parametru de a conduce o companie, o fabrică, un business. Din păcate, vă spun, faptul că în ultimul an am căutat cărbunele în carieră. Da, spuneați dumneavoastră că l-ați cules. Eu am zis, da, l-am pus. Așa, generic. Tot am zis o dată. Faptul că am căutat eu presiune mi-a dus din posibilitatea de a ne putea face un plan tehnic de performanță. Însă, vă promit că în momentul când aceste două probleme care s-au rezolvat, și când 50% partea de Roștia, partea de Jil, să sperăm acum, suntem aproape să mergem în septembrie la guvern și pentru Roșiuța, pentru Noastra. Eu spun că în momentul acela problemele ne vom muta atenție spre partea de performanță. Ceea ce spune domnul director, să vă rog de acord, doar performanța va conduce activitatea tinerii. E în regulă. Am o întrebare. De fapt, aș vrea să luminați puțin acest aspect. În ultima săptămână s-a vorbit foarte mult despre complexul energetic Oltenia, în sensul că, după evenimentele care au avut loc, vor fi modificări, eu știu, în directorat, în modificarea ale organigramei. Nu acesta a fost, să spunem, statul mișcării pe care le dorim să le facă. Am propus de la început noi o mișcare în organigramă și am stabilit împreună cu Consiliul de Supraveghere o face septembrie, 1 septembrie deadline-ul, bazându-mă pe următorul aspect. Domnul Moșteamă, am ocazia să lucrez cu Cosica Bălășoiu alături și vreau să vă spun și cred că domnul director Mătăr vă poate confirma, când a fost gândit acest complex energetic, a fost gândit să aibă la sediul din Târgu Jiu nu mai mult de 270 de oameni. Știți câți au astăzi? Cât sunt astăzi? Câți? 206. Acest lucru am bazat în decizia pe care am luat-o de a umbla în organigramă. O să-l înjumătățiți? De-acum oamenii care lucrează în departamentele tehnice, da? Și avem departamente tehnice în energie, minerit cu 10 oameni, 11 oameni, de-a-i trimite, de a face munca de specialiste din carieră, de a face munca de specialiste din termocel. Asta ne-am dorit, că aici vom lucra. Nu avem absolut nimeni, nu vrem să schimbăm pe X, pe Y, că ne-am propus acest lucru. Scopul acestor mișcări în organigramă, în perioada aceasta, va fi de a întări activitatea din carieră, am fi activitatea din termocentrală. Această dispoziție pe care am dat-o, da, de a se lucra în această direcție,
ceva de sânge și activități și departamentele de la nivel de MSP-uri. E ok să avem un departament sau un compartiment la nivel de MSP-uri, dar când avem, de exemplu, în MSP-ul 5 ingineri de producție, iar în carieră avem doar 2, parcă ceva nu-i corect. Și atunci, schimbăm raportul, să avem 2 în MSP de producție și să avem 5 în carieră. Pentru că, până la urmă, activitatea acolo se desfășoară. Și, aici vom lua. O să vin cu o completare, pentru că s-a pus în discuție și acest subiect. Tot ceea ce va pleca din Târgu Jiu către carierele minere și așa mai departe, vor suferi la salariu. Este o problemă cum care s-a ridicat. Poziție cu poziție. Poziție cu poziție. Vă dați seama dacă la vorba domnului director PIS la gară, cei de la gară, asta nu, da? Dacă aici au fost șef de departament, iar în termocentrală nu va mai fi șef de departament. Va fi poate șef de birou sau șef de serviciu sau inginer, sigur, să fii sigur că vom lucra la partea paralelă. Da. Să fii sigur, da. E în regulă. Și un ultim aspect, credeți că veți simți o presiune în momentul ăsta? Mă gândesc că... Domnul Moșanu, nu aș vrea să spun asta. Am mai spus o emisiune moderată tot de dumneavoastră și de domnul Matei, să fiți sigur că nu vor fi mulți care vor aprecia să vor aplauda. Da. Dar, din păcate, situația în care ne aflăm, drumul pe care l-am ales, strategia de personalul la care lucrăm ne duce spre această direcție, pentru a reduce personalul non-activ din partea de testa, de aici, din partea de birou de la Târgu Jiu, și a crește presiunea și a crește presiunea în carieră și în termocentrală. Până la urmă, acolo îi vom da putere, îi vom da buget, îi vom da atribuțiuni, îi vom da responsabilități directorului respectiv, și ca să-i dăm și să-i cerem anume lucruri, trebuie să-i dăm resurse. Domnul Manțoc vrea să intervină nu neapărat. Cum ați putea comenta dumneavoastră? Nu, eu nu vreau să comentez niciun fel ce spune de director general, vreau doar să fac o mică remarcă, un apendice. Direcția este ok, numai că oamenii se mută după ce se mută atribuțiile. Adică absolut. Oamenii trebuie să ducă acolo să facă ceva. Corect. Înainte de a exista presiuni din exterior sau laude ale ălora care trebuie să facă naveta de la Târgu Jiu la Motru sau la nu știu ce, care probabil că nu vor fi, da? Acumularea la centru a atribuțiilor, după care au venit și aia 600 de oameni, da. Că dacă domnul director general se uită în fiecare referat pe care l-a aprobat ca să aducă oamenii aia, vede că scrie că trebuie să facă nu știu ce la centru acolo. Exact. Da? Ei, această chestiune care sunt absolut convins că domnul director general vrea să o facă, părerea mea este că, așa cum arată în prezent componența Comitetului de Supraveghere, Comitetului Director, a structurii de conducere la nivel central, dezansamblarea actualului circuit al documentelor din companie cu în loc de 7-8 semnături, 3 semnături care se oprească la carieră sau la MC, mai mult de jumătate să nu mai ajungă la companie, va avea o problemă. Și cred că prima luptă pe care trebuie să o ducă domnul director Gianș cu care să înceapă este lupta cu cei din Consiliul de Supraveghere și cu Comitetul Director. Și am spus-o eu azi la televizor ca poate îi fac munca mai ușoară. Dă o bere. Domnul director, vă mulțumesc. Aveți dreptate 200%. Am reușit să convin colegii mei din Comitetul Director. M-am reconvins Consiliul de Supraveghere. Deci... Și sunt sigur că în momentul când voi veni cu argumentele pe care le am și pe care m-au determinat să iau această decizie, sunt sigur că îi voi convin. Pentru că am dat atribuțiuni întâi, exact ce spuneți voastră, am început și am dat întâi atribuțiuni carierilor și termocentrală. Am dat reguli, am făcut reguli noi de achiziții în termocentrale și în cariere, pentru că automat ne facem munca tuturor mult mai ușor.
Dar trebuie să-i dăm atribuțiuni, trebuie să-i dăm și sculele ca să-și îndeplinească această misiune. Iar în plus, poate este în premieră, care o anunț, vreau să vă spun că de la 1 ianuarie, toți directorii de carieră, de termocentrală, de MCM, nivelul acesta, vor avea în componenta salarială o parte variabilă. Ce înseamnă o parte variabilă? Această, adică, exact un salariu fix. Și un salariu variabil, acest salariu variabil fiind dependent, deci fiind în legătură numai cu performanța carierei pe care o conduce sau termocentrale pe care o conduce. Da. Deci e un lucru pe care e un început, e un început pe care mi l-am dorit, e un sistem în care am lucrat și acest sistem aduce performanță. E în regulă. Eu mulțumesc tare mult. Poate, eu știu, într-o vinere vă faceți timp și dezbatem subiectul ăsta mai larg, așa. Cu mare drag, dacă îl invitați și vă domnul director Manfred, ne face mare plăcere să o facem împreună. Facem în trei. E în regulă. Domnul... Vă mulțumesc tare mult, domnul. Mulțumim și mulțumesc noi. Mulțumesc mult, domnul director. O seară bună, pe revedere. La revedere, o seară bună. V-a lansat deja o provocare. Acum trebuie să facem o emisiune în trei. Subiectul va fi complexul energetic Oltenia. Nu, nu. Deci nu voi veni la... După părerea mea, domnul director general Boza, mare lucru de făcut. Cu siguranță. Înainte de a avea o dezbatere cinstită. Deci, o dezbatere a mea cu dânsul în prezent ar fi din punctul meu de vedere... Totuși, aș putea să smulg de la dumneavoastră, măcar așa la modul, este bună direcția în care merge, nu este bună, ce-i trebuie, ce-i lipsește complexului în momentul ăsta? Viteza. Cine dă viteza? Directorul general. Sigur, comitetul de supraveghere, comitetul director. De ce nevoie de viteză? Sunt contratimp. Dar și nu realizează încă. Viteza asta depinde numai de dumnealui sau mai depinde și de factorul politic? Atenție, că și aici e. Atenție. Deci, mie, în contextul în care e clasa politică și politicienii, a lăuda politicienii e ca și când i-a invitat pe unii să te înjure. Corect. Da? Corect. De data asta trebuie să-i laud. Deci, o parte din politicieni au muncit mai mult decât CEO în ceea ce privește hotărârile de guvern pentru aprobarea exproprierilor care le asigură front de lucru. Da? Adică, ei au vorbit cu primarii, ei au mobilizat primarii și OCPI-ul. Da? Ei, gândiți-vă prin 2007 până prin 2009, dacă m-ar fi dus eu la Călinoiu să mă ajute în relația cu primarii. Maxim, da? Și pe vremea aia n-am avut... Există. Pe vremea aia am avut front de lucru peste tot. În 2009 am venit și am găsit fără front de lucru Jilțu și în 6 luni de zile l-am făcut boboc. Da? Și n-a venit nimeni să meargă cu mine la primari. Ce s-a întâmplat, da, atunci, în perioada, deci, aia? Cu primarii s-a vorbit, cu OCPI-ul s-a vorbit și au împrins și factorii politici, factorii cu responsabilități, Consiliul Județean, Prefectură, etc. Da? La minister s-au plimbat cu ei de mână, cu hotărârea, cu nu știu ce. Deci, în materie de exproprieri, cel puțin în punctul ăsta focusat, ok, e rândul lor acum. Aveați toate cărțile în mână. Eu? Da. Ce cărți? Eram eu la Consiliul Județean, era... Păi nu, nu, nici nu aveați nevoie de Consiliu atunci, pentru că treaba ați făcut-o singur, n-ați, că vorba dumneavoastră. Dacă ajungeați la domn Călinoiu, sănătate. Păi cine a făcut prima hotărâre de guvern la Jilț? Cu expropierile. Că eu când am plecat din minister am lăsat ordonanța care se aplică și ministerului făcută de mine. Da. Da? Au scos-o după ce am plecat eu și am mai modificat la ea și au modificat prost că a trebuit după aia să mai refacă la ea. Da? Și primul proiect de hotărâre pentru Jilț, primul model care s-a făcut era aproape gata când am plecat eu. Da. Da. Deci îi trebuie viteză? Direcția e bună? În principiu da, în mare așa. În mare. Da? Sigur, diavolul stă în detalii. E în regulă. Mulțumesc tare mult, domnule președinte. N-am avut timp și nici n-am putut să intrăm așa în amănunte. Trebuie să facem totuși o dată o emisiune, să ne luăm așa 2-3 ore și să le punem punct, 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 punct. Nu, de exemplu, dacă vă hotărâți și poate chiar vorbiți cu colegii să mai cedeze din emisiunile de luni până vineri, da, până de luni joi. De luni joi. Deci, aș vrea... și lansez provocarea asta oricărei televiziuni. Sunt, da, aici, dar oricărei televiziuni, da, să discutăm foarte serios despre post-adevăr, care înseamnă să discutăm despre relațiile dintre oameni și dintre oameni și, și instituțiile societății.
Este foarte important pentru că o luăm la vale. Discutând despre oameni și instituții, inevitabil ajungem la oameni. Și vă, cu nume și prenume. Pot să vă dau un prim format de emisiune. Da? Aș veni cu plăcere în emisiune cu 1-2 profesori de limba română, care sigur sunt mai instruiți, de promit la fel să citesc până atunci, să mă spar cu cititul ca să pot să le fac față cât de cât măcar. Da. Da? Să începem acest lucru începând de la teoriile despre limbaj, funcțiunea limbajului și așa mai departe, pentru că nu se mai poate, nu ne mai înțelegem dintre noi, vorbim lucruri diferite. Nu mai vorbesc despre faptul că vorbim lucruri diferite, da? Avem înțelesuri diferite ale lumii, rezultate din folosirea limbajului între generații. Da. Da? Dar avem și în cadrul aceleiași generații, lucrurile sunt total. Deci, gândiți-vă cum înțeleg corporatiștii lucrurile și cum folosesc cuvintele și limbajul și cum îl folosesc, nu știu, fermierii de la... E adevărat. Încă o dată, mulțumesc tare mult și eu pentru participare și eu știu mult succes în continuare cu activitățile pe care dumneavoastră le întreprindeți. Mulțumesc. Din fericire, de data asta, note la activități îmi dau doar eu. În ceea politică? Ce este un lucru foarte... exclus, cel puțin în momentul ăsta. Nu în momentul ăsta, că nu de moment este vorba. Eu am o interdicție rezultată din hotărâre, dar nu mă încurcă cu nimic să... Deci nu aia mă oprește să fac politică. Nu. Chiar cu interdicția aș munci cu drag pentru oricare partid care vrea să facă ceva din țara asta, din județul ăsta și așa mai departe. Mi-aș mânca sufletul dacă... Mulțumesc tare mult! Mulțumesc. Cam atât, doamnelor și domnilor, punem punct ediției din această seară. Ne întâlnim cu siguranță vinerea viitoare, începând cu ora 19. Invitatul meu din această seară, domnul Ionel Manțov. Până vinerea viitoare, toate bune, un weekend liniștit tuturor. La revedere!